Având în vedere că ai recitat în seara aceasta poezia Luceafărul, de cât timp o știi? Am învățat-o în 3 zile. Nu știu, am auzit de concursul Luceafărul pentru tablete. Am fost la concurs, dar am greșit. De fapt, am sărit peste 3 strofe sau 4 și am fost descalificată. Bine, am și greșit un pic. Recunosc asta. Dar am învățat-o în 3 zile și îmi place foarte mult să recit. Scrii poezii sau... Da, scriu poezii. Din clasa 7 am luat premiul 2 național. În clasa 9 am luat iarăși premiul 2, tot pentru Eminescu, tot la un concurs de Eminescu de a scrie poezii. Așa? Și da, scriu. Am luat și atunci. Am luat și la concursul din clasa 9 premiul 2, pe județ acum. Ce înseamnă pentru tine ziua de 15 ianuarie? Ziua de 15 ianuarie pentru mine înseamnă o zi de cultură, o zi în care românii și mai ales botoșănenii își aduc aminte de marele poet Mihai Eminescu, deși nu este născut în această dată, dar este o zi foarte importantă pentru noi și de obicei în această zi, oriunde m-aș afla, la liceul meu, oriunde aș spune o poezie, pentru că îmi place să recit poezii foarte mult. Având în vedere că ești la profilul de pedagogie, ți-ar plăcea să devii învățător sau actriță? Actriță? nu știu ce să zic. Având în vedere sistemul de învățământ din România, nu știu sigur, deși mi-e foarte greu să mă decid. Sunt la pedagogie, da, îmi place să lucrez cu copii, îmi place și să fac actorie, dar nu știu dacă m-aș putea duce pe un asemenea... Nu, job, nu pot să zic sigur. Cum te numești? Sabina Ștefură. Mulțumesc.